Culiță Sterp a fost dat de gol chiar de mama sa. Artistul a fost surprins în prezența unei domnișoare, iar mama Geta a fost părtașă la întreaga situație. Culiță Sterp este unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică de petrecere de la noi. Artistul a reușit să ajungă rapid la sufletul oamenilor, care îl urmăresc într-un număr foarte mare pe rețelele de socializare. Totodată, familia Sterp, prin prisma artistului, a ajuns să fie extrem de iubită de internauți și urmărită îndeaproape. Mama Geta se numără printre cele mai îndrăgite mame de online. Culiță Sterp traversează cea mai frumoasă perioadă din viața lui, mai ales de când a devenit tată, viața artistului s-a schimbat radical, timpul liber, care este extrem de limitat și îl petrece alături de fiul său și de viitoarea lui soție. Pe plan profesional pare că îi merge de minune, cântările nu lipsesc din agenda lui, fie în țară, fie în străinătate. Recent, artistul a anunțat că filmează un clip video pentru o nouă piesă. Din primele detalii oferite de artist, în clip va apărea și mama Geta, cea care l-a și dat de gol în online și a spus că este cel mai mare gagicar. Băi, frații mei, deci așa ceva n-am văzut în viața mea. E cel mai mare gagicar, lasă-mă, ho, nu mă da de gol. Am venit acasă și nu mai pot să le aud, fraților. Mama pe o parte, ea pe alta, e ca în viață. Când vii acasă și te ia și mumăta, te ia și muierea, te ia și soacra, a spus Culiță Sterp. Artistul a fost surprins în prezența unei brunete, astfel internauții s-au întrebat cum va reacționa iubita artistului când va vedea imaginile cu femeia respectivă. Pentru a nu da frâu liber speculațiilor, artistul a dezvăluit că domnișoara face parte din proiectul la care lucrează, după ce în urmă cu câteva ore a postat pe Instagram că este în căutarea unei tinere care să joace în noul său clip. Fanii nu trebuie să se îngrijoreze, relația lui Culiță Sterp cu mama fiului său merge de minune, cei doi urmează să se căsătorească și, totodată, plănuiesc să devină din nou părinți.